Bună, Mara! Bună! Cum este în clasa 6-a? Este foarte bine, dar avem și așa ușor dezavantaje. Ce este foarte bine? Foarte bine. La școală mă organizez mult mai ușor față de clasa 5-a. Știm deja modul de predare, cum ar trebui așa să-mi organizez timpul. Mi-am ales și mai bine orarul. Ce-ai ales tu orarul? Mi-l fac pe... Mă rog, după școală. Am înțeles, să-ți organizezi, da. Îți prioritizezi ce înveți, da. Și cum înveți, am înțeles. Ok. Ai experiența deja de anul trecut, de la a 5-a. La ce clase, la ce ore, la ce materii îți place, te duci cu plăcere, poate chiar abia aștepți? La română și la biologie. La română. De ce îți place ție mult la română? Îmi place modul de predare. Cum e asta? Nu este un mod foarte wow, însă este un mod care mă ține activă și mă face să fiu atentă. Adică, nu știu exact cum să explic, dar profesoara ne ține foarte bine în priză și ne face să fim atenți. Vorbește așa cu patos. Da. Cu entuziasm. Da. Cum o cheamă pe doamna? Andaluca. Am înțeles. Și îți place de ea? Da. Da? Spune-mi ce face ea cu voi, te ține așa focusată pe tine acolo. Evident, ne predă materia, dar face jocuri de creativitate. Ăsta ar fi un lucru, că face jocuri cu noi. Poți să-mi dai un exemplu de un joc care ți-a plăcut ție mult? Să zicem că ne alegem un obiect, un creion, să zicem, un dezinfectant. Așa. Și ne pune să ne imaginăm noi ce putem face cu el, să-l modelăm, să, de exemplu, cu creionul, ce putem face. Ne imaginăm că ar fi o pensulă și pictor. Sunt destul de multe activități. Vorbește într-adevăr așa cu patos și vă captivează. Da. Așa, și ce mi-ai spus, biologia? Da. Cum e? Biologia îmi place. Aș zic că aș vrea să merg și pe asta. Și dar și doamna ne ajută. Ne predă la fel lecția și o înțeleg mai bine. Adică e foarte bine structurată lecția când o predă. Și face și activități foarte multe cu noi și asta îmi place. Ca de exemplu? O să zic proiecte. Așa? Un proiect recent. Da. Un proiect recent este unul care va fi în tribale. Este cu... O să trebuiască să cântăm Don't Kill the World. Ce drăguț! Și e ca și când o reformă către incendiile din Australia și tot ce se întâmplă, ca să acel videoclip va fi postat pe canalul doamnei noastre. Am înțeles. Deci, cum o cheamă? Georgeta Petre. Am înțeles. Deci cumva încearcă să raise awareness, să ne facă mai conștienți, da? Da. De, nu știu ce, climate change, de schimbarea, da, globală și să avem mai grijă, că e, da, din cauza noastră schimbarea asta globală. Și ne-a și zis factorii care declanșează focurile și poluarea. Deci e un flash mob. Da. Ce tare! Adică o să dansați împreună și o să cântați. Da. Foarte mișto. Vreau și o să vin. Așa, sunt... sunt materii care nu-ți plac? Da. Nu o să zic acum care, dar ideea e că ce nu-mi place mie la materiile acelea sunt pentru că au un mod învechit, să zicem, de predare. Nu toate, adică astea două care le-am numit sunt decât două cele mai, dar sunt unele care modul de predare foarte nasol. Ce înseamnă pentru tine un mod de predare nasol? Un copil în clasa 6-a, cum îți dai seama că un mod de predare e nasol? Un profesor care stă decât și dictează și lasă copiii decât
să se uite în caiete și să nu-l vadă nici măcar pe el, să nu poate să explice ce e aia. Dar vă dictează și pleacă acasă. Așa? Și să zicem că nici măcar... De exemplu, să zicem, ne predă multe pagini pe care nu le înțelegem și nici măcar nu le explică. Și vă trebuie să le memorați sau ce? Da. Uh-huh. Și modul vechi mai înseamnă și doar teme clasice. Nimic creativ, nimic care ne impune viața de zi cu zi. Pentru că noi la școală, sincer, am vrea să învățăm și despre viața de zi cu zi. Vrem să vedem cum se aplică asta în viața reală. Am înțeles. Este pentru tine școala bucurie sau este, nu știu, stres și poate câteodată întristare? Este între. Între? Câteodată e, are momentele nașpa, în care nu toată lumea se poate, este mulțumită, sau când un profesor face o nedreptate. Ca de exemplu? Ca de exemplu, își alege preferați, care nu e deloc corect. Cum se întâmplă asta? Sunt favoriți în clasă la anumiți profesori și pur și simplu lor nici măcar nu le-ar da o notă mai mică de 8, dar... Dar de unde știi tu că sunt favoriți? Adică aleși cum? Pe ochii albaștri, au ochii mai albaștri? Sunt aleși după cât de mult... Nu știu, efectiv se aleg așa. Care îmi place, care nu-mi place. Așa simți tu. Am înțeles. Cum ar fi pentru tine școala ideală? Școala ideală? O școală în care se duce să fie mereu așa. Să avem la fel mult mai multe proiecte, să învățăm noi, copii, cum să fim o echipă, ca profesorii să fie mult mai apropiați de noi și să nu fie decât treaba cu vin, îți predau, după plec și tu înveți. Să creeze o conexiune cu copiii. Sunt profesori unde este conexiune și unde sunt proiecte și unde e bucurie? Da. Cine sunt aceștia? Doamna de biologie în primul rând, pentru că ea face cele mai multe proiecte cu noi. Am înțeles. Dar mai sunt. De ce vă place mult de doamna de biologie? Mie... Cu ce este ea așa specială de vă place? Mie îmi place pentru că, la fel, mă captivează ora ei. Și, într-adevăr, îmi place și materia. Dar ce mai mult cred că îmi place pentru că... Ia, n-am văzut niciodată că a stat jos pe scaun la catedră. Și asta o spun sincer, adică ea niciodată n-a stat pe scaun la catedră și le-a predat copiilor. Adică ea ne explică, vine, ne arată, ăsta-i ficatul, ăștia plămânii, ăștia... Nu te plictisești cu ea, da, acolo. Vorbește cu patos? Da. Ne face atenți. Ai vrea să fie toți profesorii ca doamna de biologie? Da. Acum, dacă nu i-am enumerat, nu înseamnă că nu-mi place de... Pur și simplu mă captivează. Important ca să te captiveze profesorul? Da. De ce? Așa, în primul rând, înveți mai repede, pentru că o lecție învățată din clasă nu se compară învățată de tine acasă și să o cauți pe Google să vezi ce însemna aia, pentru că n-am fost atent când ai explicat doamna. Păi dacă n-ai fost atent, nu știu dacă e vina doamnei, știi? Mara, mi-a plăcut foarte mult interviul ăsta cu tine. Dacă ai fi profă, dacă ai fi într-o zi ajunge profă, cum ai fi tu cu copiii? M-am gândit într-o zi la asta. Adică am avut o compunere la română. Aha. Dacă aș fi, și am ales dacă aș fi profesoară. Cred că
nu aș ține cont de tot ce e acum. Pur și simplu vreau să fac să dau un refresh la tot și să vin cu lucruri noi, care să zicem că acum nu sunt. La ce te referi tu cu noi? Să zicem, la fel, mult mai multe proiecte de grup, pentru că așa se și înțelege mai ușor. Să creez un fel de comunitate între noi. N-aș urla deloc, deci nici măcar un decibel. Cum? Se urlă în clasă la voi? La unii profesori, da. Da? Pentru că aș încerca să fiu un profesor cool. Un profesor cool. Bine, așa să fie. Mulțumesc, Mara. Pa, pa. Pa!